Am revenit. Alexandra se teme că o să-mi fugă iepurele de pe masă. Cum îl denumești până la urmă? Vedem la sfârșitul emisiunii asta, mai așteptăm propuneri. Însă îi spuneam în pauza în care îl urmăream noi pe Vali, îi spuneam că dacă o să fugă, o să fac și eu mișcare așa de dimineață, să mă întrețin. Măcar iepura și să te ajute să faci asta dimineața, că energia ta nu te ajută. Dar mergem să vorbim despre târgul de Paște, pentru că și nu mergem, fugim, da, ca să facem și mișcare și fugim până în Piața Mare sau vine organizatorul la noi. S-a întâmplat a doua variantă, pentru că Andrei Drăgan Răduleț este alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce se întâmplă acolo? Este agitație multă și se pare că vin și turiști special pentru târgul de Paște din Sibiu. Este adevărat? Exact. Târgul de Paște avem noroc să fie într-o perioadă foarte caldă anul acesta. Asta ajută din mai multe puncte de vedere. Sunt și mulți oameni care petrec timp în centrul Sibiului, pentru că e foarte frumos și atunci este și mai plăcut să viziteze târgul de Paște. De asemenea, există și foarte mulți turiști. Probabil tot vremea bună i-a motivat să se plimbe. Sunt și turiști din străinătate, mulți, dar și mulți din România. Probabil profită de această mini-vacanță. Da, probabil și pentru sărbători și atunci sunt combinate așa. Da, a căzut foarte bine. Când a început târgul și cât va dura? Târgul a început vinerea trecută, în 26 aprilie, și durează până în a doua zi de Paști, a treia zi de Paști, de fapt, 7 mai. Ce oferă? Ce putem găsi? Dacă dorim să ieșim, nu știu, într-o după-amiază în Piața Mare, ce putem găsi? Puteți găsi diverse lucruri să ieșiți chiar în mai multe după-amiaze în Piața Mare. Puteți începe cu niște cadouri, poate dacă suntem un pic egoiști, primele pentru noi, sau să ne amenajăm un pic casa în decorațiuni de Paște, diferite feluri și lucruri care le putem oferi cadou celorlalți. Asta puteți face într-o altă după-amiază, să cumpărați multe lucruri. Avem de la bijuterii pentru doamne, avem și diferite, imagine acum, da, diferite obiecte realizate manual, obiecte din piele, de exemplu, multe dulciuri. Produse de, acolo voiam să ajung la dulciuri. Ce fel de dulciuri găsim? Găsim ceva special de Paște sau tot fel? Avem un stand nou anul acesta de frigărui de fructe trase în ciocolată. Acestea se pot consuma acolo, dar sunt și multe specialități din ciocolată foarte bună care se pot lua acasă. Există diverse produse pralinate, un clasic, dar totdeauna foarte, foarte bun. Și diverse, sunt câteva sute și câteva produse de patiserie, sunt chiar câteva căsuțe foarte bine dotate cu produse de dulciuri. Iepurașul găsește cadouri pentru cei mici? Desigur. Pentru cei mici avem de la jucării din lemn, realizate ecologic, să zicem așa, sau cu materiale ecologice. Avem și păpuși de porțelan de colecție. Acestea poate sunt niște jucării poate pentru oameni mari. Diferite mașini de făcut, baloane din săpun. Eu nu am copii, dar am observat că sunt foarte mulți care îi roagă pe părinți să le tot cumpere diferite chestii. Dar am înțeles că și iepurașul a vizitat deja târgul de Paște și că s-a organizat și un fel de olimpiadă între copii, nu? Da, este este un lucru care am vrut să-l facem anul acesta, să facem și niște activități extra târg, pentru a petrece timpul. Și pentru copii doream să facem ceva să trăiască această perioadă frumoasă și am organizat această olimpiadă de Paște. Am făcut o serie de jocuri care sunt în sine simple, dar au la bază de obicei o minge care se joacă, de exemplu popice. Da. Și ne-am înlocuit acea minge cu un ou. Și atunci lucrurile se schimbă și fiind și copiii implicați devin mult mai distrați. Deci asta este noutatea târgului de anul acesta. Da, această olimpiadă de Paști care a prins foarte bine. Am avut aproape 50 de copii. Sâmbăta trecută ea va fi din nou organizată, sâmbăta aceasta. S-au distrat de minune și este foarte distractiv să-i vezi cum se chine și ei chiar au un spirit de concurență și acel ou strică tot, nemai fiind rotund, cât de mult ai planifica, nu e ușor. Este un ou adevărat sau este unul din plastic? Este un ou din lemn. Din lemn, ca să nu se strice. O spuneați la începutul discuției despre City Break sau despre turiștii care vin în Sibiu. Ce determină pe turiștii de afară să aleagă un City Break la Sibiu, mai ales în perioada aceasta?
În special este un pachet de City Break pe care l-am pregătit împreună cu un hotel din Sibiu. Acesta are succes, deja există câteva zeci de rezervări, au existat și săptămâna trecută și există și pentru săptămâna aceasta. Uh-huh. Este un pachet în care turiștii pot veni și petrece două nopți aici. Li se oferă un mic cadou surpriză în cameră, un nou realizat manual care se găsește și în Târgul de Paști, realizat manual în Sibiu. Uh-huh. Și ei primesc și un ghidaj gratuit. Este un ghid turistic care le face un ghidaj prin centrul Sibiului care se termină în Târgul de Paști. Și astfel au un pachet în care au tot ce să facă în cele două zile. Un preț este un preț convenabil. Dar aproximativ la ce sumă se ajunge? Este la 66 de euro pentru două nopți sau 99 pentru trei nopți, două persoane. Da. Cu toate aceste lucruri incluse. Este extraordinar, înseamnă că turiștii vin, putem să spunem că chiar dacă târgul este la a patra ediție, dacă nu mă înșel, da? Chiar dacă se întâmplă lucrul ăsta, turiștii vin și special pentru târg, nu? Exact, și sunt chiar și câțiva turiști din străinătate. Nu mulți, dar este un lucru foarte bun și cred că sunt puține astfel de evenimente care sunt la început în România, nu există o tradiție astfel de evenimente care poate să zică că au vizitatori din străinătate. Este adevărat. Le-ați pregătit ceva în mod special vizitatorilor pentru zilele de Paște? Le-am pregătit târgul, care este, cred, singurul loc deschis în această perioadă. Este o sărbătoare frumoasă, dar și liniștită. Nu sunt elemente distractive sau așa care se întâmplă. Este doar târgul deschis cu expozanții care îi așteaptă în aceste zile pentru cei care vor să mai facă o plimbare după ce mănâncă. Am înțeles că bunătățile. Cei mici au și un carusel. Da, este un carusel care se află într-o perioadă caldă pentru prima dată în Sibiu și este un carusel făcut în România. Cred că este primul carusel după zeci de ani făcut în România, cu care noi ne mândrim. Este un producător din România și a realizat ceva foarte, foarte frumos, ca orice alt carusel din străinătate. Da, asta e o noutate, e adevărat. Pe lângă asta aș vrea să-mi spun, pentru că am înțeles că au venit expozanți din toată țara. De unde au venit și cu ce au venit, mai ales că sunt totuși niște artiști care realizează manual opere pentru Paște? Sunt expozați din 16 județe. Noi când colaborăm cu ei și compunem oferta târgului, încercăm să oferim sibienilor ceva ce nu găsesc în mod normal aici. De aceea punem accent să vină cât mai mulți expozanți din diferite regiuni. Sunt 16 județe, nici nu știu fiecare în parte cu ce vine, dar sunt toate lucruri care nu se găsesc în Sibiu cât timp nu se întâmplă târgul de Paști. Am înțeles că sunt și icoane pe sticlă, sunt și oameni care încondează ouă. Exact, oameni care încondează ouă și care la atelierele pentru copii care sunt acum, bine că ați amintit, din 1 până în 4 mai, între orele 14 și 18, în Piața Mare, sunt niște ateliere pentru copii, unde ei învață această tehnică în condeierii ouălor, care este relativ complicată, dar un artist priceput chiar reușește să învețe. Să prindă. Da. Ei, lor le place lucrul ăsta. O să vorbim și noi mâine despre lucrul ăsta, pentru că avem invitați acești artiști plastici, dacă le putem spune așa, și vor veni aici să ne condeze niște ouă în direct, să vedem dacă ne pricepem și perfect, noi. Perfect, sigur. Cred că e foarte priceput și vă va învăța, sigur. Îți mulțumim că ai fost alături de noi, dar înainte de asta trebuie să le transmiți ceva sibienilor, pentru că, până la urmă, din partea târgului, ei trebuie să primească și urări. Da, eu și toți expozanții târgului urăm sibienilor să aibă o sărbătoare de Paști cât mai frumoasă, bucuroasă, în care să se bucure de vremea frumoasă de afară, de familie și de cât mai multe momente frumoase petrecute împreună, din cauza că avem niște timp liber, ceea ce este tot mai rar. Andrei Drăgan Răduleț, îți mulțumim că ai fost alături de noi, o dimineață frumoasă. Mulțumim mult, o zi bună și sărbători fericite. Mulțumim și eu.